Bună seara din nou din Seul. În această seară, eu și iubita mea vom încerca să facem un cruz. Seara am fost acolo? Pe râul Han. Se pare că și ăsta era inclus în ticketele astea pe care tot e inclus în astea, de-aia am umblat astea două zile. Ticket aici. Așa. Asta e foarte departe, am luat două subway, un autobuz, suntem în capătul lumii, deci habar n-am unde sunt. Mai sunt vreo 15 minute până la ultimul. Faza e că acum ne-am dat seama că scrie pe aplicație acolo că ai nevoie de pașaport. Și nu le avem la noi, am un scan pe telefon. Avem un buletin expirat. Un buletin expirat. Doamne ajută să ne meargă că am umblat azi toată ziua, frate. E filmat cu telefonul că nu mai am baterie la cameră. Am umblat azi toată ziua, să te-am rupt de oboseală și dacă îmi spun ăștia că nu și trebuie să plec, am venit degeaba până aici. Am mai dat și grămadă de bani pe metrou, autobuz. Să sperăm că avem noroc. Bă, arată bine. Arată bine, bine. Ne-a trimis să facem aici un formular. Facem repede, mai sunt 20 de minute. Și am permisul de condus, las. Sper să meargă. A mers. Mulțumesc la Dumnezeu, a mers cu permisele de condus din Spania. La 7:20, e fără 10, ceva de genul. Top cardurile astea, deci merită mult dacă le ia astea de 48 de ore, numai trebuie să fii pregătit cu forțele, frate. Să fugi dintr-o parte în alta, pentru că îți dai seama, plătești atâția bani, dai 30 și ceva de euro, aproape 40 de euro. Și îți dai seama că vrei să vezi. Noi am căutat pe sărăcie cele mai scumpe, am zis, hai să facem cele mai scumpe, astea palatele și astea, că intrarea ieftină, le facem noi pe banii noștri. Și suntem praf, frate, suntem praf. Am avut ghinion și la teatru acolo, nu era niciun show, dar dacă vii puține zile și ai energie, chiar merită, deci economisești o grămadă de bani, frate. Și n-ai timp, e imposibil să le faci toate în 48 de ore, n-ai nicio șansă. Mi se pare că sunt și de 72 de ore și de 24. Să alegi ce vrei să vezi și dai bătaie. Da, viu pare bun. Bă, sper să aibă ăștia ceva de mâncare, chiar dacă știu că o să fie super scump. Să aibă ceva de mâncare, suntem leșinați, frate. Sper că bagă bine telefonul, iPhone-ul. Ma, uite ce fain e pe acolo, Raluca, uite câte inimioare. Vezi? Ceva ce încercăm să intrăm de pe acum? Bă, eu văd că au mâncare, văd un bar acolo înăuntru. Stai să trag un super zoom. Acolo înăuntru văd că au ceva de mâncare. Ia să vedem ce e aici. A, și sunt mai multe, deci astea sunt pe zi, Story Cruise, nu știu ce înseamnă. Noi am luat ăsta, Music Cruise, și mai era unul la 9, ăsta, care pe ăsta l-aș fi vrut eu, sincer. A, nu, m-am încurcat atunci cu prețurile, bă, prețul, uite, asta e, 19.000, 19.000, 10.000 sunt, a, nu, stai, eu sunt cu ăsta, Music Cruise, 25.000, 10.000 sunt 7,50 euro, 15-18 euro, ceva de genul. Ăsta vroiam noi, Moonlight Cruise, dar e la 9 și am ieșit azi dimineața la 11, am fost la Lotte World, suntem terci. Deci nu mai puteam, mai ales că și foarte departe. Așa că am zis să-l facem pe ăsta, să ne scăpăm de el. Și arată super bine. Ralu! Ralu! Ești happy? Ești happy? Vrei să mănânci, a? Să vezi ce prețuri au, uite, ne rup coloana ăștia înăuntru. Cred că ne pune la dietă. A, bine ați venit în Seul, unde lumea nu mai mănâncă. Ia uite, mă, așa, mă, tată, bă, cum se vede, ești nebun, stai să fac o poză. Thumbnail, țaca. Și orașul, bineînțeles, e de pe altă lume, frate. Veniți, dacă puteți sau aveți ocazia, alegeți Coreea, frate, dacă puteți, nu iarna. Da, e superb, frate, superb. Scump, dar superb. Bă, n-are nimic de văzut cu video-ul ăsta, dar tocmai un prieten comun al nostru ne-a spus că a făcut o rezervare să plece în Indonezia. Ne-a spus cât a plătit, gen cu agenție, cu transport de la aeroport la hotel, cu cazare, cum zice, frate, nu mai faceți așa ceva, vă rog frumos, plătiți aproape dublu, organizați-vă călătoriile singuri.
Dacă nu, plătiți pe cineva care să vă ajute să faceți așa ceva. Deci e foarte, foarte scump cât vă ia agențiile și nu merită și vă trimit la hoteluri care nu sunt cine știe ce și nu-ți oferă cine știe ce servicii. Deci, bă, am dat 5.000 și a fost superb. Nu! O să te duci tot la ceva super basic, tot la ceva mediu, așa. Nu merită, frate, căutați-vă să vă faceți singuri sau apelați la cineva sau scrieți-mi mie că vă răspund eu. Bine, nu-mi cere să ți-l fac pe tot itinerarul să ți-l fac, dar întrebați oameni care fac asta, pentru că o să ieșiți mult, mult mai ieftin și când mergi pe cont propriu, experiența e mult mai reală decât să te plimbe unul, un ghid, dintr-o parte în alta. Mie nu-mi place nici ce am făcut acum în Seul, că am luat astea, cartelele astea și a trebuit să fug dintr-o parte în alta. Trebuie să mergi în ritmul tău. Mare timer ce-au făcut ăștia. Asta e firma, Elan Rose. Vedem dacă merită. Experimentez eu pe pielea mea. Music Rose, ia. Ce scrie aici? Oh, nice view of Han River in downtown. Live jazz concert on board. Ce tare! Îmi place să ascult muzică jazz. Live, în rest nu ascult. Mamă, sunt disperat și cu din astea, frate, plin de ele, oriunde te uiți, e un aparat din asta. Staff only. Push. Asta e bărcuța. Să vedem, să vedem. Ce o să ies? Mamă, se vede orașul, frate. Ieri l-am văzut din Sky Tower, din End Tower. Arată super bine de sus. Dar văd că și la nivelul apei arată bine. Nu știu cum filmează telefonul meu noaptea, dar camera a murit. Am filmat azi o grămadă. Alt face, trebuie să vă dau. Seul, dacă puteți, nu-l vizitați duminica. Deci astăzi am umblat, cred că cel mai mult. Frate, e plin de ce, coadă și la burgeri și la orice magazin, coadă și uite și aici deja. A început să se umple și aici, în 5 minute. E full, deci orașul ăsta e full, frate. Duminica, suntem aici de vreo 5 zile, 4 zile și n-am văzut ca astăzi niciodată. Deci e coadă oriunde, în locurile în care nu-ți imaginezi că ar putea să se formeze o coadă, e coadă. Mai rău ca la noi decât bagaia reduce la tigăi. Dar mă uit la toți ăștia și ăștia toți mănâncă aici, toți au la mâncare de la ăla cu pui de acolo și mă întreb de ce, deja încep să am dubii. Oare știu ei că un sandwich e 200 de euro pe croazirea asta? De ce mănâncă toți acolo? Ne băgăm în greva foamei? Să vedem. Să vedem ce scoruri are. Dacă Raluca vrea înghețat acum. Pe cancerul ăsta Raluca vrea înghețat. Păi poți să plătești cu cardul? Cât o fi asta? Mamă, dar ce bine arată. De care ai luat? De struguri? Da. Grape. Grape, nu sunt alea care le pui la foi, așa, când vrei să ai mai multe la un altă. Cât ai dat? Nenorocește-mă. Cât ai dat? Da, să văd. Nu cred. Nu cred. 4.000 ai dat. Nu știu. Dar tu nu întrebi și tu prețurile. N-am întrebat. 4.000... 3 euro. Fine. Câți lei sunt asta? Matic. Pune să văd cât ai dat pe înghețată. Mamă, dar ce faină ai. Dai și mie să mănânc vinia. Dai și mie din înghețata ta asta de... 14 lei 62. Deci, te-ai dat 3 euro cu 14 lei. Înghețata de 14 lei, ești nebun? Cât e înghețata în România, mă? Deci că vrei să te dăm coace. Mamă, ce bună e, poți să te mai mănânc și eu? Dă-mi mie, că o mănânc eu de banii ăștia. Nu arunca, dă-mi că o mănânc eu. Mamă, e minune.
bună. Merge. Păi de banii ăștia, ar trebui să-ți facă și masaj la picioare înghețata. Nu e atâta. Hai, că ne băgăm în 5 minute, embarcăm. Vă las cu înghețata lui Ralu. Și așa să dăm cap în cap. Se vede că nu mai e stabilizarea de la Osmo Pocket, ha? Ce moale, nu? Ce moale mi-s mie genunchii. Modul ăsta, am crezut că e așa o plimbare cu barca prin oraș, dar a trebuit să facem formularul ăla de îmbarcare. Sunt pe aici capitan de barcă din ăștia. Poate ne ducem în Japonia fără să vrem. Aici ai. Am văzut lume care merge sus. Vreau și eu sus. Vreau sus. Hai că acolo, dacă nu acolo, puteți să ne întoarcem. Ah, păi sus e Alaska. Ce zici, Lalu? Vrei să stai aici? Uitați cum arată orașul ăsta, bă! Vrei să facem niște poze, Ralu? Merge, a? Ce să ne așezăm aici? Merge în jos, cam înghețat. Am crezut că sunt scaune și aici sus. Uite acolo, inimioară, tu, Ralu, tu. Uite, inimioară. Bă, ce romantic mă simt azi. Stai să nu rup gâtul aici. Nu, hai să fac o poză, pune-te acolo. Da, hai, du-te tu și înghețata. Stai așa. Fii atent că îi fac poză timp ce filmez. Stai așa, coborăm un pic lumina și... Pac, aia ești. Ești cine sunt? Meu, Iisus pe cruce, cine trebuie ești? Trebuie să vezi spatele meu. A, ești aia de la lăsat pula să moară pe scândură. Pe geac. Hai pe scaune acolo că mi-a înghețat fălcile. Se poate intra pe aici, cum ar fi să fim singuri? Do not enter. M-a auzit, au pus semnalul ăsta. Acum l-au pus semnalul, auzi? Semnul. Hai să intră. Păi da, mă, e de jazz. Tu nu erai când am arătat? Și avem vis la niște virgili. Virgili cu mustar. Dar bun. 2,60 €. Hai gă. Așa se tratează o damă. Vreți, doamnă, din virgiliul meu? E bun? Mhm.
Lux. Oh, vă rog frumos să nu mă mai deranjați. O seară superbă. Hai, nu. Așa e bun, vrei? Ciocrarea de copilul ăsta. Cam o oră jumate, ne-am întors în port. Poate croazieră e un cuvânt care rămâne puțin mare, dar oricum, pentru 90 de lei, ai niște view-uri super, poți să bei o bere la căldură. Băieții fac un spectacol incredibil, după cum ați putut vedea. Și cam atât pentru noi pe astăzi. Ne vedem în următorul, vă mulțumim că vă uitați la noi. La revedere, vă las cu ei, pa!